Știrile Pro TV îți prezintă România te iubesc. Tuturor bună seara, începe o nouă ediție România te iubesc. De ani de zile ne batem joc de pădurile noastre. 3 hectare pe oră au fost rase în mod ilegal în ultimii 20 și ceva de ani. Se întâmplă asta pentru că o parte a silvicultorilor sunt mână în mână cu unii polițiști, procurori și politicieni. O horă care distruge pădurea, face bani grei și nu pedepsește pe nimeni. De-a lungul timpului am arătat locurile de unde se taie, cine sunt vinovații și am oferit soluții. Acum, la propunerea noastră, în Parlament se află un proiect care, dacă va fi votat, va pedepsi furtul masiv din pădure ca atentat la siguranța națională. Astăzi venim cu noi dovezi ale dezastrului. Un reportaj de Alex Dima. Definiția pădurii: mulțime de copaci care acoperă o întindere mare de teren sau mulțime densă de copaci crescuți în stare sălbatică. În ultimii ani, noi românii am schimbat sensul lucrurilor și al cuvintelor. Aici, până mai acum câțiva ani, definiția din Dex a fost corectă, dar confrați de-ai noștri în goana după averi au transformat aceste păduri într-un loc apocaliptic, un tărâm al dezastrului, iar în România astfel de locuri sunt cu miile. Peste 500.000 de hectare de păduri au fost rase ilegal de pe fața pământului în ultimii ani și nimeni până acum nu a fost tras la răspundere. Un atentat la dreptul nostru la aer și mediu sănătos s-a întâmplat și se întâmplă în pădurile noastre. Comuna Arieșeni, Munții Apuseni. Într-o imagine surprinsă de satelit în anul 2004, se vede clar că în bazinul Pârâul Ștei era pădure, acum nu mai e. Așa arată acum bazinul Pârâul Ștei. Pe această vale s-au tăiat peste 150 de hectare de pădure la ras ilegal. Este o pădure administrată de statul român, de angajați ai Rom Silva. Maldere de cioate au rămas în urmă și nimeni nu se îngrijește să curețe locul și să replanteze aici pădure. Zona se află în administrarea ocolului silvic de stat Gârdam. În această vară, Inspectoratul Teritorial Silvic a anchetat dezastrul de aici și a ajuns la concluzia că în perioada 2002-2011 aici s-au tăiat în condiții ilegale peste 200.000 de metri cub de lemn. Paguba sare de 56 de milioane de lei. Munții întregi au rămas fără pădure. Domnul Morar Lucian, dumneavoastră sunteți? Morar Lucian a condus ocolul Silvic Gârda din 1971 până în 2009. Acum e pensionar. Ce simțiți știu, dumneavoastră ca silvicultor când vă uitați la valea? Eu știu ce am simțit, că am umblat pe acolo și nu mi-a plăcut și nici nu-mi place. Dar odată ce am terminat, mă interesează Dumnezeu cu mila ce să le fac. Șeful de ocol se uită cu mirare la datele din raportul oficial și susține cu mâna pe inimă că tot ce s-a tăiat în timpul său s-a tăiat legal, cu acte. Dom'le, eu ce s-o tăiat în perioada mea, s-o tăiat legal și cu acte îi pune în valoare, sunt documentele lor. Păi da, s-a tăiat la ras. Eu n-am tăiat ras, domne, deci pe vremea mea nu s-o tăiat ras acolo. Cioatele rămase în teren sunt vechi, de ani de zile. În timp ce Morar Lucian conducea ocolul Gârda, fiul său, Morar Mihai era șef peste toate pădurile din Alba. Prin urmare, fiul era șeful tatălui. Deci, sunt uimit de ei. Deci acolo nu mai este pădure. La fel de uimit cum sunteți dumneavoastră, sunt și eu. Acum Mihai Morar este șeful ocolului Silvic Alba și răspunde în continuare de o bună parte din pădurile statului de aici. Cum este posibil? Nu mi-explic, sincer. Nu mi-explic. Păi vă spun eu, s-a tăiat ilegal. De acolo s-a furat. Care o furat să răspundă, să fie trași la răspundere. Păi dumneavoastră erați șef, s-a întâmplat sub pălăria dumneavoastră. Odată ce... Deci cu acordul ești... nu s-a întâmplat așa ceva. Da, dar sunteți direct vinovat, chiar dacă nu v-ați dat acordul pentru treaba asta. Să vedem. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce s-a întâmplat acolo? Au fost tăieri legale, aprobate de forurile care trebuia să le aprobe. La ras, pe sute de hectare, așa? Păi nu au fost numai ras, s-au aplicat tratamentele silvice care trebuia să aplice. Coroi Hore a fost șef de ocol la Gârda din 2009 până în 2011, acum e în concediu medical. Nu mai e pădure. Nu mai este pădure. Adică nu puteți să mă contraziceți pe mine. Noi nu administrăm parcuri, mă înțelegeți? Noi nu administrăm parcuri în oraș. Deci noi suntem legii autonomă și ne autofinanțăm. Deci noi trebuie să trăim păduri ca să trăim. Așa cum dumneavoastră sunteți plătiți ca să faceți reportaje, da. Noi trebuie să ne plătim oamenii. Da, dar nu să lăsați în urmă un dezastru. Nu să tăiem păduri. Dar atunci, cum să ne facă bugetar, să ne plătească statul și noi nu mai putem niciun lei. Sunteți de acord cu treaba asta? Păi nu sunt de acord cu treaba asta. Pentru că nu o să aibă nu poți să lași munții întregi fără să ne plătească, să plătească păi și spitale, armată, învățământ, să ne plătească și pe noi. Păi și ce dacă? Și radeți munții întregi ca să plătiți salariile la oameni? Păi asta e situația, ce să facem? Păi aici e nebunia. Asta e nebunia că s-a tăiat legal. Dacă mi se cere să fac cifre de afaceri.
Prin urmare, tot ce s-a întâmplat în aceste zone are acoperire teoretică în acte și este foarte posibil ca nimeni să nu fie tras la răspundere. De aici, angajații statului au tăiat, după cum spune șeful de ocol, pentru că li s-a cerut de la centrum, adică de la șeful direct, Mihai Morar. Un munte întreg! Și un munte întreg acolo, un munte întreg! Mers pe nu pe munte întreg, că mai mulți munți, dacă luați așa. Dar v-am spus, s-au tăiat legal. Asta este. Deci care trebuie să înțelegeți? Singura chestie care trebuie să înțelegeți este că s-a tăiat legal. În raportul Inspectoratului Teritorial se arată negru pe alb că tăierea de la Gârda a fost ilegală. Mai mult, au fost distruse 26 de hectare cu o pădure de peste 100 de ani, care era rezervație de semințe și care trebuia protejată. A fost rasă. Dorin Stan a fost și el șef de ocol la Gârda. A condus instituția din 2012 până acum câteva zile, când oamenii locului s-au revoltat și l-au schimbat din funcție. Dorin Stan este finul fostului șef de la Direcția Silvică Alba, Mihai Morar. Ce să zic, acum așa am găsit-o și eu, nu pot să zic. Prin urmare, și pentru el, dezastrul de la Gârda este perfect legal. Acum, fostul șef de ocol se gândește să intre în concediu pentru a-și limpezi gândurile. Chiar dacă n-a stat prea mult la conducerea ocolului Silvii Gârda, Dorin Stan a reușit totuși să facă lucruri mărețe și a trecut în proprietate personală pe pinierele ocolului Silvii Gârda. Una este aici, alte două sunt ceva mai sus, în total 6 hectare de teren cu puieți. Acum aparțin fostului șef de ocol. Deci a avut nevastă mea un drept de reconstituire a dreptului de proprietate. Deci soția avea o moștenire. O moștenire, da. Și asta vă întreb, acolo da. Avea dreptul să ia, acolo a avut înainte? Da, dacă legea i-a permis și... Deci n-avea de luat acolo, acolo a luat. Acolo e dată sentința judecătorească, s-a stabilit conform legii. Dorin Stan este responsabil și pentru cheltuirea 10.000 de lei pentru replantarea terenului cu puieți, plantare care nu s-a mai realizat însă. Terenul viran, plin de cioate și bălării din munte, rămâne dovada. Acum în pădurile de la Gârda se fac verificări, iar pădurarii care au răspuns direct de această zonă s-au îmbolnăvit subit și sunt internați prin spitale. Am avut probleme pentru că pădurarii s-au îmbolnăvit brusc, au intrat în concedii medicale. Dar ce e acolo? A intrat boala pădurii? Da, unul s-a îmbolnăvit de plămâne, altul de inimă, altul mai știu de ce, oricum sunt în concedii medicale. Pe unul dintre ei l-am prins la telefon. Aici sunt plantații făcute? Da, da, în 2011 s-au făcut și în 2012 s-au făcut completări la ele. Este o glumă. Și acolo mai este lemn, nu-i tăiată, nu-i la completă. Se fac la ultima tăiere, când se taie tot calul, se fac ultima tăiere. Și acum răsună drujbele pe aceste locuri. Ăsta e ultimul lemn. E o pădure a statului, administrată de angajații statului. Nimeni niciodată nu a răspuns pentru acest dezastru. Și Ioan Pașca a fost șef peste pădurile din Alba în timpul tăierilor ilegale de la Gârda. Acum conduce ocolul silvic de stat Valea Rieșului. 100 de hectare la ras? E posibil din punct de vedere silvic să se întâmple treaba asta? Nu știu dacă sunt 100 și dacă sunt la ras. Și... Păi vă arăt poze de acolo, am poze pe telefon asupra, făcute aseară. Da, și ați măsurat suprafața? Păi mi-au zis oameni care... Auziți. Haide, luați amenajamentul, vedeți ce suprafețe. Bine, atunci cât vezi cu ochii? Nu cred. Haideți să mergem să vedem ce înseamnă cât vezi cu ochii. Pentru fostul șef al Direcției Silvice, datele din rapoarte nu sunt adevărate. Susține că poate demonstra în teren că la Gârda e pădure. L-am invitat în teren. Eu șef de ocol, ce acum? Deci n-am cum intra momentan acolo. Acum nu puteți să intrați acolo. Pe vremea când pădurea se tăia aici, reprezentantul locului în Parlament era Corneliu Olar. Nu. Vă spun, sunt la pădure din suflet. Numai că... Și oamenii ăștia trebuie să trăiască cu ceva. Corneliu Olar a înființat ocolul privat Hoream, care se ocupă de administrarea unei bune părți din pădurile apusenilor. Lăjirea, stați pe loc! Stai pe loc! Stai pe loc să stăm puțin de vorbă! Stați pe loc! La România te iubesc că am arătat dezastrul care se întâmplă în zona administrată de ocolul înființat de fostul deputat. Toate văile din zonă au fost distruse de oamenii locului. Cu acordul și îngăduința silvicultorilor și a politicienilor, Olar apare într-o înregistrare pe când oamenii din zonă au blocat accesul corpului de control în pădure. Moții trebuie să trăiască și da, da, da. Și trebuie să aibă în frunte pe cineva. Să iar deputatul n-a făcut nimic pentru a-i lăsa pe oamenii legii să-și facă treaba. Eu sunt de acord de mâine să punem bariere în toți munții apuseni. Sunt de acord cu ministra, dar cu ce vii în loc?
Trebuie să le dai șanse la oamenii. Politicienii și silvicultorii au purtat și poartă în continuare vina pentru dezastrul din Pădurem. Situația din Apuseni este identică peste tot în țară. E o caracatiță a rubedenilor și a intereselor. Fiind nași, fi și cu metri, toți au beneficiat de pe urma pădurii. Familia Morar este rudă cu Ioan Morar, fostul șef al direcției silvice Cluj, pe care l-ați mai văzut la România Te Iubesc, vinovat pentru tăierile ilegale din zona Clujului. Oameni care aveau datoria să păzească pădurile și nu să le taie. Toți ocupă în continuare funcții de conducere. Despre acești oameni se știe la București. Spuneți-ne treburile astea, că pare pe urmă. Cum? Nu sunt obligat să spun. Într-o altă emisiune am încercat să discutăm cu șeful Rom Silva despre dezastrul din pădure, dar nu a vrut să ofere prea multe amănunte. La două zile de la difuzarea emisiunii despre păduri, a convocat o conferință de presă. Din emisiunea care a prezentat-o Pro TV, reieșea că Regia Națională, directorul general, acopere unele ilegalități care se produc în pădurile României. Stimați colegi, cred că am deranjat destul de mult prin controlele dispuse de directorul general. Că la ora actuală vă spun cam așa arată un dosar al sancțiunilor. Sunt aproape 870 de angajați ai regiei sancționați și 105 dosare penale. Afară din sistem au fost scoși doar câțiva. Restul se ocupă în continuare de păduri. Anul trecut le-am prezentat academicienilor dezastrul din pădure. Dacă împarți 350.000 de hectare de pădure, la cât a trecut de la Revoluție, cât s-a tăiat în această perioadă, o să descoperiți că în ultimii 20 și ceva de ani, în România, în fiecare oră s-au tăiat la ras ilegal 2 hectare de pădure în fiecare oră. Aceste date au fost confirmate anul acesta de Curtea de Conturi, preluate și de Prințul Charles și prezentate de ambasadorul Angliei la București. Indeed, it is estimated that Romania is losing 3 hectares of virgin forest per hour. De-a lungul vremii le-am cerut politicienilor să înăsprească legile, astfel încât tăierile masive de pădure în mod ilegal să fie pedepsite ca atentat la siguranța națională. Acum deja proiectul are o formă. Cantitate. Rămâne numai cantitate. 300 de metri. Un hectar sau 300 de metri, cam atât vine la un hectar. Okay. Da. Prin urmare, cine taie ilegal peste un hectar sau peste 300 de metri cubi va fi pedepsit ca un terorist. În doar câteva minute mergem la cea mai modernă fabrică de procesat lemn din lume. Funcționează la Rădăuți. Dar vedem și cum arată tancul pe care Regia Națională a Pădurilor l-a cumpărat pe bani grei. Ce se face cu el, vedeți imediat. Mare parte din lemnul care se taie în România pleacă la export, iar cifrele sunt incredibile. Peste 17 milioane de metri cubi s-au tăiat anul trecut legal, iar dintre acestea aproape 10 milioane din pădurile statului. Nimeni nu știe până acum cât s-a tăiat ilegal în 2012. Asta pentru că silvicultorii nu vor să afle aceste informații. Pădurile statului sunt administrate de Regia Națională a Pădurilor, un adevărat stat în stat care își protejează angajații corupți și care, de-a lungul vremurilor, a cheltuit sume colosale pe nimic. Bani făcuți din vânzarea pădurilor. O mare de bușteni, lemn, cât vezi cu ochii. De ani buni, trei firme venite din Austria procesează mare parte din lemnul tăiat din pădurile României. Din acest lemn, cantități considerabile sunt tăiate în pădure în mod ilegal, dar lemnul este albit în acte la ieșirea din pădure și, prin urmare, tot ce ajunge aici, ajunge cu acte, este lemn curat. Aici se procesează și ia calea exportului. Holz Industrie Schweighofer este cea mai mare fabrică de procesare lemn din România, cu profit de peste 1 milion de euro în fiecare săptămână. Are fabrici la Sebeș, Rădăuți, Comănești și Covasna. 2,7 milioane de metri cubi de lemn procesează în fiecare an în România fabricile austriacului Gerald Schweighofer. Ne arătați și nouă unde sunt lemnele marcate? Da, la șoaptă, sigur. Păi și pe ele? Pe spredesul, domnule, vârf. Haideți să ne arătați și nouă, ca să nu... La România Te Iubesc am arătat cum lemnul tăiat ilegal în pădure este albit în acte la drumul mare și a drumul coloșilor industriali. Și pe alea unde? Unde le duceți? Lemnul ăsta este din proprietatea lui Schweighofer. Și ce fac din lemn? Păi ce să fac altceva? Chiar este ia și la export. Pe noi, proștii de români, nu suntem în stare să punem fabrici de mobilă la punct. Dăm tot bușteanul, dăm din țară lui austriac. La Rădăuți funcționează cea mai modernă fabrică de procesat lemn din lume. Nu am fost lăsat să filmăm înăuntru, dar am primit un film de prezentare. Noi prelucrăm doar lemn din păduri gospodărite, sustenabil și durabil.
În fabricile noastre de cherestea din Sebeș și Rădăuți, proveniența buștenilor este atent examinată. Lemnul este descărcat, dus la locul recepției, unde se măsoară electronic și se sortează după diametru, lungime și calitate. Nichifor Tofan este directorul fabricii de la Rădăuți. Știți de treaba asta că la dumneavoastră ajunge lemn tăiat ilegal din pădure? Dacă vă faceți o casă și cumpărați rigips de la supermarketul din zonă și cineva spune că acel rigips a fost făcut ilegal, sunteți dumneavoastră de vină sau sunteți autoritățile care trebuie să urmărească lanțul ăsta? Schweighofer nu taie în pădure, lucrează cu prestatori de servicii și are peste 1200 de furnizori în toată țara. Cumpără metrul cub de buștean cu prețul cuprins între 40 și 400 de lei, iar dintr-un metru și jumătate de buștean scoate unul de cherestea. Cât e un metru cub de... Îmi pare rău, aș putea să vă spun cât obținem noi, deci undeva peste 265 de euro pe metru cub de cherestea. Marfa în general se duce pe piața japoneză. Pentru noi, piața japoneză este cea mai importantă piață. Iar restul lemnului pleacă în alte 60 de țări ale lumii. În 2003, un contract semnat de Rom Silva stabilește că timp de 10 ani se asigură acestei firme 370.000 de metri cub de lemn pe an din pădurile statului de cea mai bună calitate. Anul acesta, contractul a expirat. Într-un raport întocmit de inspectorii silvici la Cluj, se arată că direcția silvică a încheiat contracte păguboase cu austriecii. Angajații statului au trimis lemn în fabrică, dar calitatea și cantitatea lemnului a fost stabilită doar de cumpărători la intrarea tirului în fabrică. În raportul inspectorilor se arată că destul de frecvent cumpărătorul a hotărât că lemnul primit este lemn de foc și a plătit pentru metru cub doar 45 de lei, în condițiile în care Rom Silva cheltuia 52 de lei pentru un metru cub pe transport. Raportul, din păcate, domnule Dima, cred că s-a făcut într-un anume fel, ascultând doar o parte. Înțelegeți? Deci noi n-am avut șansa sau oportunitatea de a discuta cu oamenii care au făcut raportul. În raportul inspectorilor, principalul vinovat la Cluj pentru încheierea acestor contracte este Ioan Morar, director al direcției silvice timp de 8 ani. Nu a vrut să vorbească în fața camerei. Și despre aceste cazuri se știe la București. În afară de Cluj, mai știți și alte locuri în care s-a vândut lemn sub preț pieței? La Maramureș. Dar, cum deja ne-am obișnuit, nici pentru aceste nereguli nimeni nu a fost pedepsit. În 2003, pe când s-a încheiat contractul cu Schweighofer, șeful Rom Silva era Ion Dumitru. Ion Dumitru, fost director al Regiei Naționale a Pădurilor, face o achiziție pentru regie. Cumpără un tank. Ați auzit bine, un tank. Acesta. Și nu aceasta este ciudățenia, ci prețul la care a fost cumpărat acest utilaj. A fost adus din Ucraina de o firmă fantomă, cumpărat din Ucraina cu 6.000 de dolari, iar directorul Ion Dumitru a plătit pentru el 294.000 de dolari. Un adaos comercial de 1744%. Acum zace aici. Oricum, când a ajuns în țară era stricat. Acum tancul zace părăsit, ascuns după garduri într-o pepiniere la intrarea în Târgoviște. Ion Dumitru a rămas în istorie pentru gaura de 100 de miliarde de lei vechi pe care a lăsat-o Regiei Naționale a Pădurilor. Fără nicio măsură a aruncat cu banii statului în toate părțile. Spre exemplu, a cumpărat pe numele regiei ace de cravată cu un adaos de 20.000% și muniție pentru arme care nu existau în România. După ce a plecat de la conducerea pădurilor, a fost deputat din 2004 până în 2012 și a fost unul dintre cei mai bogați parlamentari. În declarația de avere, pe numele său apar mai multe apartamente, case de vacanță și imobile de locuit, dar și zeci de hectare de pădure și teren. L-am căutat acum la una dintre casele de vacanță. Domnul Dumitru! Era acasă, dar... Nu vine. Nu vrea să are vină? Are treabă. Are treabă? Da. Achizițiile fostului director au fost cercetate de procurori. Într-un rechizitoriu se arată falsurile și presiunile pe care le-a făcut Ion Dumitru pentru achiziționarea tancului Portocaliu. Acest utilaj era folosit de trupele de geniu din Ucraina pentru îndepărtarea obstacolelor din drum. Este un tank fabricat în 1978, iar Ion Dumitru îl cumpără cu justificarea că o să curețe terenul și o să planteze puieți. Cum Dumnezeu s-o putea planta puieți cu un asemenea utilaj? 294.000 de dolari. Cu banii ăștia s-ar fi putut planta peste 100 de hectare de pădure. Un malder de metale. Anul acesta, după 9 ani de procese și judecăți, Ion Dumitru a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru achiziționarea tancului Portocaliu.
Tot Ion Dumitru a demarat construirea unui adevărat complex de clădiri de sticlă pentru silvicultori, cu hotel, sală de sport, sală de conferință, un ansamblu întins pe mai bine de 7 hectare într-una dintre cele mai scumpe zone din capitală. L-am întrebat pe actualul șef al Rom Silva despre stadiul lucrărilor și mai ales despre câți bani s-au cheltuit. S-au cheltuit niște bani corect și ce dacă s-au cheltuit? S-a cheltuit în bugetul regiei, s-a făcut... Da, care regia, e interesul ProTV-ului pe treaba asta? Banul statului a fost aprobat de investiția. Aia e povestea că e, dumneavoastră ziceți așa, e bugetul regiei, e banul statului. Da. În cele din urmă, Adam Crăciunescu a promis că o să ne arate cum au fost investiți banii în sediul de aici. Cu mare plăcere, veniți într-o zi, facem un reportaj despre complexul Toboc. După câteva zile ne-am întors. Dar nu a mai vrut să ne lase să filmăm în clădiri, ci doar să luăm câteva cadre din curte. Nici vorbă despre date clare despre investiția de aici. Paul, te duci cu noi la PTV, vă să iau o imagine din față. Aici și din spate, aici, dar numai până la rondul aceea. Da, da. Până acum, în sediul silvicultorilor s-au investit peste 16 milioane de euro, iar pentru finalizare mai sunt necesare alte milioane. Surse din Rom Silva susțin că multe milioane de lei s-au cheltuit aici pe nimic. De exemplu, mobilierul hotelului a fost plătit, dar nu a mai fost livrat. Toate aceste date sunt însă ținute la secret de actuala conducerea regiei. Cu banii investiți în aceste clădiri de sticlă nefolosite, s-ar fi putut planta mii de hectare de pădure. Cum poți să obții 5.000 de hectare de pădure cu doar 50 de lei? Dar și cum arată 10.000 de metri pătrați unde pădurea a fost culcată la pământ, aflați în câteva minute. Mergem la Borșa, unde există documente și înțelegeri secrete semnate între funcționarii ai statului și particulari pentru obținerea unor suprafețe uriașe de pădure în condiții dubioase. Revenim! Avem un minister al pădurilor, avem poliție, Direcție Națională Anticorupție, inspectori silvici și multe alte instituții. Și avem și politicieni, un întreg aparat care ar trebui să-și facă treaba și să păzească pădurile. Din păcate, politicienii și oamenii care conduc și muncesc în aceste instituții sunt direct implicați în jaful din pădure. Noi semnalăm dezastrul, se fac dosare penale, anchete, în timp ce munți întregi rămân fără pădure și nimeni nu este pedepsit. Asta pentru că cei care taie sunt protejați de politicieni, polițiști și procurori. România are acum 6.500.000 de hectare de pădure, care acoperă 27% din suprafața țării. Mai bine de jumătate a fost retrocedată către foștii proprietari. 560.000 de hectare de pădure au fost retrocedate cu încălcarea legii. În ultimii ani s-au dus adevărate lupte între cei care, cu drept sau fără, și-au dorit o bucată de pădure. Multe dintre pădurile retrocedate au dispărut. Peste 500.000 de hectare au fost rase de pe fața pământului în ultimii ani, în mod ilegal. Argeș Valarea, o pădure retrocedată proprietarilor. Între 2008 și 2012 aici s-a întâmplat un adevărat dezastru. Actualul ministru al pădurilor a venit aici să se convingă. În 2009 erau păduri aici și acum avem bătaie de joc. Ce este și mai grav, că la prima viitură, la prima ploaie, toate astea o iau la vale și o iau la vale cu... Maldere de Buștene au rămas pe loc în urma tăierilor, iar valea pe care curge apa a fost acoperită de resturile de lemn. În total, 915 hectare s-au ras pe aceste văi. Imaginile din satelit arată cum era pădurea acum 5 ani și ce avem acum. Asta 2008, e din 2011-2012. 2008-2011? Da. 2012 e asta, nu? Asta e 2012. Și asta e diferența. Deci da, aici exact. Se vede clar deci era că... Era mai pădure, nu da. Era pădure da. Și acum e... Goală. Se știu firmele care au tăiat aici, se știu vinovații, s-au făcut cercetări și dosare, dar nimeni nu a fost deranjat până acum. Asta e șufă. Aici au dat foc. Toată zona de aici este arsă pentru a-și ascunde urmele. Tăierea se duce mult în sus, pe fața muntelui de acolo. Încolo iarăși mult și pe tot muntele de aici. Este doar un loc în care s-a tăiat toți munții de aici. Așa arată. Trei firme din zona au tăiat aici timp de 4 ani și acum taiem. Le-am găsit ceva mai jos la lucru. Ce firmă de exploatare? Doi brați. Toate tăierile din zonă s-au făcut cu acordul ocolului privat, Valea Oltului, un ocol fantomă. Aici a funcționat ocolul silvic privat Valea Oltului.
Acum, ministrul pădurilor spune că statul se va constitui în parte vătămată și va cere daune. E drum lung însă până când vinovații vor plăti. Ciudat lucru este că până în acest loc al dezastrului se ajunge pe un drum făcut în ultimii ani, cu fonduri europene. 1.500.000 de euro s-au cheltuit aici pentru ca mașinile cu lemn să coboare în bune condiții. De pe cele 915 hectare au coborât în ultimii ani peste 6.000 de tiruri cu lemn ilegal și nimeni nu s-a sesizat. În timp ce ministrul pădurilor se minuna că aici nu mai e pădure, peste munte, în Vâlcea, se tăia ilegal. Pedezată, au luat-o la ras, bun casă. Am ajuns aici cu primarul comunei Boișoara, Nicolae Gheorghe. Din pădure se scot lemne. La noi strigați? La voi! Stați-mi că mi-a dat scoarca, mi-a dat că mi-a dat cu colopanii tine! Se numește bulgarul Gheorghe Andrei și este unul dintre cei care taie pădurea pe acești munți. Bă, dar nici o marcă, nimic, pe niciunul de dracu să le ia. 29, 30, 31, 32 de. La 100 de ani. Ăsta, da. Ăsta la 100 de ani trebuia să iasă de aici. Obștea de Moșneni, Boișoara Găujean e proprietarul pădurii de aici. În total, 5.558 de hectare. Primarul a cerut oprirea lucrărilor pentru că, susține el, Obștea a primit aceste păduri cu încălcarea legii, iar până la lămurirea situației, tăierile ar trebui oprite. Sus în munte, pădurea se taie la ras. Are? Nu are. Cum bă, dă-le cu niciuna? Niciuna n-are. Iar buturugile sunt nemarcate, semn că aici se taie ilegal. Asta n-are marcă. Tăiată ilegal. Ați găsit vreo marcă pe vale acolo? Nimic. Nimic? Pe drumul de întoarcere ne-am întâlnit cu același bulgarul Andrei. Primarul a cerut actele de transport. Am încercat să discutăm și cu șeful obștii, Popa Nicolae Robinson. Hai, fuci! Aveți o obște! Toată zona este administrată de ocolul silvic privat, Clăbucet. Nu sunt fată mare, vă spun cinstit, dar nici să-mi cal legea să viu, mamă, cine știe ce am făcut. Ghincea Valeriu este șeful pazei pe pădurile ocolului. Recunoaște că mai comite și nereguli, dar susține că în muntele pe care am filmat, tăierea este legală, cu toate că arborii nu sunt marcați. A rămas că verifică totuși zona pentru a se lămuri. Deci concluzionăm, eu mă duc acolo personal. Am telefonul dumneavoastră. Când vă sun, vă dau pe fax. Când vă duceți? Luni dimineața. Nu, că vă spun ceva, mă duceam mâine dimineața. Dar păcate naș, de botez. Așa s-a întâmplat. Păi mâine, domnul Omuș. Da, imediat, așteptă. Vreți să vă spun ceva? Mâine sâmbătă? Nu vă supărați. N-am sâmbătă sau nu. Nu ne-am mai contactat. Munții Maramureșului au fost măcelăriți în ultimii 23 de ani. Mii de hectare au fost rase de pe fața pământului și acum se duc lupte grele pentru acapararea unor suprafețe uriașe de pădure. Composesoratul Borșa se luptă să primească 17.000 de hectare de pădure. Încă din 2004 are o hotărâre definitivă și revocabilă dată de judecători pentru a intra în posesia pădurii, dar până acum nu s-a întâmplat. Albu Gheorghe a fost secretarul composesoratului. Dumneavoastră v-ați autodenunțat? Eu mi-am făcut, da, desfințarea organului. Păi pentru că nu sunt 17.000 de hectare și nu-i moral ca să oamenii nu-și pierde niciun drept, dar nu-i moral ca cineva să intre pe fals, și mai în special pe falsurile făcute de mine, să intre pe o proprietate care nu se merită, de fapt. La sfârșitul anilor 90, Albu Gheorghe era bun prieten cu Mihali Matei. El e Mihali Matei. Albu are tancuri de casete filmate în acea perioadă. Împreună filmau neregulile din pădurile Maramureșului. Albu susține acum că totul era pentru șantaj și că Mihali făcea bani din asta. Uite aici, pune mâna, coastele cum stau. Pe dincolo, uite pe aici. Și v-au bătut? Încălca cu picioarele, dar pe bună dreptate. Na? Arată acum semnele acelor vremuri. Susține că a fost bătut de mai multe ori de cei pe care îi filma și îi șantaja. Oamenii care îi filmau. Aha. Și nu puteam ieși de noi. La începutul anilor 2000, Albu Gheorghe și Mihali Matei încep lupta pentru redobândirea pădurilor pe care composesoratul Borșa, asociația de proprietari, le avea înainte de 1948. Cei doi devin în zona adevărați lideri. În 2000 blochează drumul național pentru a-și cere drepturile. Eu filmam aici. Trebuie aduce cină dinarea, mai multe. A, și dumneavoastră-i da. Eu cu Matei eram atunci bază, deci, păi incitam. Era într-un și suflet cu el.
și cere autorităților pădurea care a aparținut cândva localnicilor. Luni în șir au plimbat dosarele dintr-o instanță în alta, în căutarea judecătorului care să le dea pădure. Nu mai am scris absolut tot ce vedeți dumneavoastră, toate sunt făcute de mâna lui Moșu Gheorghe. Uitați cum făceam de am reușit ca să fac schimbările de dosare, știi? Strămutări de dosare. Plimbați dintr-un loc în altul până când ați da. Judecătorul care vă facă dreptate. Păi da, da, ca să-l prostim. Deci noi ne-am tot dus în toate părțile unde... În cele din urmă, Albu și Mihali ajung la judecătoria Alești, unde cer 11.000 de hectare de pădure. Dacă se caută la Alești, s-a mers pe 11.000 și ceva de hectare. Deci pe cât aveam atunci... Bun, și cum ați sărit la 17.000? În instanță. Am zis, de fapt, noi avem 17.000 de hectare. Păi dacă aveți de ce nu le cereți, ba le cerem, dacă ni le dați. Păi faceți, zice, mergeți și plătiți o taxă de timp. Și câte timp vreau să mă păi nu mai rețin cum era deci, vremea cam... atunci. De 5-6.000 pe banii cum era atunci. Eu știu, 50 de lei. 50 de lei. De astăzi. Cu 50 de lei ați luat 5.000 de hectare. Da, în plus, da. Albu Gheorghe s-a autodenunțat acum. În scrisoarea pe care a trimis-o anchetatorilor arată că a folosit toate tertipurile pentru a aduce în eroare instanțele. În plus, precizează că încercările de acum ale composesoratului Borșa de a pune mâna pe 17.000 de hectare de pădure se bazează pe un fals. Ne-am întâlnit cu Mihali Matei și câțiva membri ai composesoratului pe care îl conducem. Astea sunt documentele și extrasele CFP în care am făcut dovada proprietății. Venea cineva să ne dea nou un metru pătrat dacă nu era proprietate dovedită? Tăce s-a în original, care a fost verificat în instanță. Când am prezentat documentul, zis, documentul în original. Chiar toți judecătorii noi am ieșit ducuciuți, niște amărâți. Am putut să-i cumpărăm de atât mari de judecători cu diversiunile lui securistul de Albu care umblă că acum el a făcut și nu a făcut. Păi domnule, dacă ai făcut ceva, arată că de fapt un posesoratul Borșa nu a avut 17.000, omul numai 1.000. Și uite, datorită acestui act, ăsta e originalul cu 1.000 și eu am făcut falsificare și are de 17.000. Ați povești, domnul report. În raportul lui Rom Silva se arată că asociația lui Mihali nu avea dreptul să ceară 17.000 de hectare de pădure. Dobra Darius este angajat al direcției silvice Maramureș, specialist în cadastru. Composesoratul Borșa, înainte de 1921, a avut 11.300 și ceva de hectare. Bun. Și în 1921, în baza reformei agrare, a dat la primărie 5.200 de hectare. Bun. Și 11.300 minus 5.200 a rămas composurat la nivelul anului 1948. La naționalizarea pădurilor, 6.000 de hectare. În 2005, tot la Borșa, ia ființă composesoratul Țijla, care cere exact cât susține Rom Silva că a avut composesoratul înainte de 1948, 6.000 de hectare, și le primește pe loc. Vicepreședintele composesoratului este Dobra Darius, cel care răspunde de împărțirea pădurilor din Maramureș. Mihali Matei susține că înființarea composesoratului condus de Dobra a fost nelegală și că de cum a primit pădurea composesoratul s-a pus pe tăiat. De 7 ani, de 8 ani de zile în fiecare câte 1.000.000 de euro, care nu dă la nimeni niciun ban. Pentru mai multe retrocedări ilegale, Dobra Darius a fost dat afară din sistem, dar a fost repus în funcție de Horș Pavel, actualul director al direcției silvice Maramureș. Horș Pavel a condus ani de zile pădurile din Maramureș, iar între 2008 și 2012 a fost deputat. Acum s-a reîntors la șefia pădurilor și numele său este legat de tăierile ilegale din această parte a țării. Într-un raport al Inspectoratului Teritorial se arată că Horș Pavel a luat decizii care serveau drept paravan pentru punerea în valoare a masei lemnoase în mod nejustificat de o firmă din zonă. De altfel, Horș recunoaște că pentru munții rămași fără pădure nu există pedeapsă. Condamnat penal nu, da. Nu cunosc. N-a fost nimeni condamnat pe nu am cunoștință de așa ceva. Nimeni deși în ultimii 10 ani au fost foarte multe plângeri penale. Și nimeni condamnat? Nimeni condamnat. La Borșa, de ani de zile se taie fără nicio lege și acum se taie. Din 17.000 de hectare pe care le cere, Mihali Matei a reușit să primească doar 69 de hectare. Acum le taie. Unul de ăsta n-are mai mult de 30 de ani. De acord? Nu știu. De pădurea tânără. Nu mă pot eu. Arătați-mi un cioplaș pe el. Păi să văd care sunt picioare aici. Cioplaje. Păi ăsta de cum să-l sucesc, eu să vă arăt cioplaș. Ăsta e nemarcat. Asta a fost toată absolut rasă. S-a tăiat, atunci a tăiat-o Mihali Matei. I-am cerut lui Mihali Matei să meargă în teren pentru a confirma sau nu dacă pădurea din care se taie îi aparține, dar nu a vrut. Încă din 2005, composesoratul a dat statul în judecată la CEDO și cere daune de peste 60 de milioane de euro.
munți întregi au rămas fără pădure în Maramureș, pe mii de hectare. La România Te Iubesc am arătat de mai multe ori dezastrul de aici. În primăvara acestui an ne-am întors pe Valea Țibăului, aproape de granița cu Ucraina. Uite taful aici, lemnele sunt legate de el și ei sunt pe undeva pe aici, pe aproape. Iată motivul pentru care s-au tot dus, pentru că taie ilegal. Toate mașinile și utilajele care trec pe Valea Țibăului au numere cu Val. Val vine de la SC Vâlcănescu SRL, o firmă care apare într-un raport al Corpului de Control. Este menționată această firmă de 40 de ori, cu un prejudiciu de sute de mii de euro. Corpul de Control face hârtii, iar firma își vede nestingherită de treabă în pădure. Am încercat să luăm legătura cu patronii acestei firme. Doamnă! Dar angajații s-au închis în sediu. Am cuiatuși. Și tot fără succes am încercat și acum să-i contactăm. Nu! În rapoartele inspectorilor silvici se arată că multe dintre tăierile ilegale din munții Maramureșului s-au făcut cu acordul la două coale private, Borș Alpina și ocolul silvic composesoral Vișeu. Numele ocolului pe care dumneavoastră îl conduceți apare de 130 de ori în raportul ăsta. Timiș Nicoara este șeful ocolului Alpina Borșa. Ocolul silvic Alpina Borșa a constituit, aprobat prin șeful de ocol, și a amplasat partizi de produse principale, tăieri rase în benzi alăturate, pe suprafețe de 3 hectare și 2,50 hectare în zonele de tampon ale Parcului Natural Munții Maramureșului, contrar dispozițiilor legale, unde ar fi trebuit să facă, nu, pe un hectar. Pe un hectar, da. Sigur, eu nu avem așa ceva acolo, nostru n-a făcut. Tăierile s-au întâmplat în Parcul Natural Munții Maramureșului. Am arătat dezastrul de aici încă din 2011. În locul în care ne aflăm, suntem într-o pădure care este supusă unui program, să zic așa, de management durabil. Ce durează? Asta înseamnă că așa va arăta pădurea care o lăsăm moștenire copiilor și nepoților noștri. Șeful de ocol nu are habar însă despre acest dezastru, cu toate că prejudiciul depășește milioane de euro, nici măcar nu a auzit despre datele din acest raport. Bună ziua! Bună! Ioan Țiplea este șeful ocolului composesor al Vișeu. Conform datelor din rapoartele inspectorilor silvici, și ocolul său a produs dezastru în munți. Tăieri la ras pe suprafețe mai mari de 3 hectare, iar acolo unde ocolul trebuia să facă tăieri de igienă, adică să scoată doar arbori uscați și rupți din pădure, a tăiat la ras. Dacă e tăiere de igienă, vă întreb, trebuie să fie rasă? Nu! Nu! De aia zice că e ilegal. Că în momentul în care termenul de tăiere ilegală nu este. Iar v-am zis, dacă spuneți dumneavoastră că e ilegal... Zic, eu nu zic nimic. Cine? Eu nu zic de meserie. Ăștia de-au făcut control. Nu e ilegal. Ocolul composesoral Vișeu a dat aprobări și pentru tăierile făcute de SC Vâlcănescu. Șeful de ocol spune că a văzut la România Te Iubesc că această firmă taie ilegal. Nu cunosc situația. Eu o cunosc doar de la televizor. Eu o cunosc doar de la televizor, să știți. Ce? Trebuie să o cunoașteți și din teren. Adică? Adică să știți, pentru că sunteți oameni ai pădurii, oameni îmbrăcați în verde. Da. Deci, când vezi un pădurar, deci, știi că pădurarul trebuie să se ocupe de pădure. Acolo unde și dumneavoastră le-ați dat acordul să taie, nu mai e pădure. Și din pădurile statului s-a tăiat ilegal. Imediat după ce s-a reîntors la șefia pădurilor, Horș Pavel a desființat ocolul de stat de la Borșa. Mihali Dănuț, șeful ocolului, a intrat imediat în concediu medical și stă acasă, o casă mare, cu 4 etaje. Eu sunt pe probleme de stres, am probleme și cu coloana, și sunt pe probleme de stres și când încep să mă enervez sau asta, încep să tremur, încep să plâng, nu, deci mă simt foarte rău. Șeful ocolului silvic Borșa, Mihali Vasile Dănuț, ocol desființat acum, locuiește în casa mare de acolo, este acasă, este în concediu medical de câteva luni de zile și spune că nu vrea să vorbească în fața camerei pentru că îi tremură mâinile și plânge din orice. Dacă organele statului ar dori să discute cu el, l-ar găsi foarte ușor acasă. Însă direcția silvică îi cere să predea echipamentul din dotare prin intermediul unor anunțuri date la ziar, cum este aici. Direcția silvică Maramureș îi cere lui Mihali Vasile Dănuț să predea armamentul din dotare, autoturismele din dotare, obiectele și aparatura de birou, documente cu regim special și așa mai departe.
Șeful său susține că pagubele produse de Mihali au fost destul de mari. 7500 de cioate. Când? Anul trecut, 2012. Când era șef de ocol, domnul Dănuț Mihali. Da, Dănuț Mihali. În momentul în care... Ilegal. Fără marcaj. L-am anunțat pe Mihali Dănuș, ce susține șeful său, despre el. Vă spun bună ziua. Sunt inginerul Dănuț Mihali, șeful de ocol al ocolului Silvic Borșa. Și imediat s-a făcut bine și a cerut să vorbească în fața camerei. Vă prezint următoarele aspecte făcute, săvârșite de către domnul director Horș Pavel. A bătut palma cu domnul Mihali Matei, acel domn care este în spatele acelui composesorat fantom. Fostul șef de ocol susține că între Mihali Matei, șeful composesoratului, și Horș Pavel, directorul direcției Silvice Maramureș, a existat o înțelegere prin care directorul se angaja să predea composesoratului cele 17.000 de hectare de pădure. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, directorul ar fi primit cadou 3.000 de hectare de pădure. 3.000 de hectare. 3.000 de hectare. Deci m-a chemat pe mine ca să semnez ca reprezentant în numele ocolului Silvic Borșa. Pentru că această suprafață ar fi plecat de la ocolul Silvic Borșa. Bun, și n-ați vrut să o semnez. Și n-am vrut să o semnez. Deci? Și din momentul respectiv a început să lovească cu tot ce avea dumnealui în persoana Mihali Dănuț. Horș Pavel nu a vrut să comenteze dezvăluirile fostului său subaltern. Direcția Națională Anticorupție cercetează acum ilegalitățile de la Borșa. De ani de zile se știe cine taie ilegal și unde ajunge lemnul, dar nimeni nu mișcă un deget. Autoritățile statului, DNA, poliție, parchet, toți cercetează, dar nu ajung la nicio soluție. Asta pentru că politicienii și anchetatorii sunt de cele mai multe ori mână în mână cu cei care fură pădurea. La dosarul anchetatorilor se află și o înțelegere care ar fi fost semnată anul trecut, înainte de campania electorală între composesoratului Mihali Matei și candidatul la primăria Borșa, Mihali Toader. În document, membrii composesoratului se angajează să-l susțină pe candidat în lupta pentru primărie, iar candidatul promite că dacă iese primar, va da composesoratului cele 17.000 de hectare de pădure, iar președintele composesoratului, Mihali Matei, se angajează să-l împroprietărească pe viitorul primar cu minimum 2.000 de hectare din cele 17.000 pe numele unor persoane din familie. În plus, îi promite și 20% din daunele cerute statului român la CEDOM. Mihali Toader, ai și primar. Am aici o hârtie, un angajament făcut între dumneavoastră și composesoratul ăsta. Înainte de alegeri. Am auzit zvonuri că există așa ceva și încă nu le-am văzut. Nu, asta e sigur. Sunt curios cum, cine... E un fals acest document. Aveți un original? Că nu există original. Dacă există original, e contrafăcut sau... Poți să citesc un pic? Da, vă rog. În presupusa înțelegere se stabilește că primarul să o păstreze în funcție pe actuala secretară. Nu. Și scris, deci din capul locului nu este conceput de nimeni, de nici de primar, nici de mine. Semnăturile sunt preluate de pe altceva și acum pot să citesc angajament. 29 aprilie 2012. Mihali Matei născut, deși din capul locului este conceput de o altă persoană. Noi nu am făcut niciun angajament, deci de acel protocol de care se vorbește este scris și o să vă spun chiar cred că de-a albu. În înțelegere, pe lângă menținerea secretarei în funcție, se mai cere înlăturarea Dorinei Danș din primărie. Autodenunțatul Albu Gheorghe deține o înregistrare de la una dintre întâlnirile composesoratului cu viitorul primar, înregistrare care confirmă cele stabilite în angajament. Domnul primar, vă mulțumim de sufletul, să vă dăm sănătate, doamna secretară lângă noi. Sunt desemnat încă ceva. Neapărat să susțin desemnatul doamna secretar la Comisia Județeană, rogul Dorina, când se va analiza composesorat. Și din pădurile primăriei Borșa s-a tăiat ilegal.
Munți întregi, fără pădure, rămân dovada ilegalităților care s-au comis în acest colț de lume. O horă în care silvicultorii și-au dat mâna cu politicienii și împreună au distrus pădurea. Ce se întâmplă aici se întâmplă în toată țara. Acesta este mecanismul prin care pădurile au dispărut. Oameni care au datoria să păzească pădurea au distrus-o și nimeni nu a fost până acum pedepsit. Oamenii aceștia au săvârșit un atentat la siguranța noastră, a tuturor. În goana după averi ne fură dreptul la aer și mediu sănătos. Tocmai de aceea le-am cerut politicienilor să introducă în lege că furtul unor cantități mari de pădure, de peste un hectar sau de peste 300 de metri cub, reprezintă un atentat la siguranța națională. Poate așa, într-o bună zi, cineva va plăti pentru tot acest dezastru. Săptămâna viitoare, de Ziua Națională și de Ziua ProTV, tu faci România! Știrile ProTV vă prezintă un adevărat maraton în care veți vedea tineri români care muncesc pentru această țară. Construiesc, își exploatează talentul, dăruiesc, învață din greu. Ei sunt investitori, sportivi, artiști sau oameni simpli. Ei sunt români care mută munții din loc și care, uneori nevăzuți, ridică viitoarea noua Românie. Duminica viitoare, de 1 decembrie, ei fac România! Acum vă mulțumesc pentru toate comentariile. Ediția noastră integrală o puteți vedea pe voio.ro, suntem și pe Facebook. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile ProTV. Toate bune! Știrile ProTV ți-au prezentat România te iubesc.